Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. O să fie o zi grea. O să fie o zi frumoasă. O să fie cel mai greu service pe care l-ați făcut vreodată sau pe care îl veți face. Dar și cel mai frumos. Astăzi e cel mai important pentru mine să-mi iasă preparatele perfect și să nu am nicio greșeală în farfurie. Vreau să iasă lucrurile așa cum le am eu în cap. Am nevoie de oameni care execută bine anumite task-uri. Am emoții mari, dar încerc să nu fac loc pentru emoții. Încerc să stau rece și în focus, în tunelul meu și let the games begin. Dacă sunteți gata, să-i primim pe colegii voștri. Intră concurenții într-o mare zarvă și veselie. Sunt nostalgic, așa să-i văd pe toți în același loc, din nou. Mă simt așa ca la reuniunea de liceu, zic că suntem la banchet. E așa o energie foarte frumoasă în aer. Astăzi mă simt minunat. Mă bucur să-i văd pe toți oamenii aici cu care am început. A fost un drum lung, dar unul plăcut. În momentul în care am văzut toți concurenții în sezonul 12, mi s-a părut că a trecut așa tot. A fost foarte rapid, un sezon de 12 battle-uri intense. Și în momentul în care am văzut pe toți la grămadă, mi-am readus aminte așa de momentele trecute prin platou împreună. Urmează marea împărțeală, încep să am emoții. M-am gândit la câțiva oameni pentru echipa mea, însă am două persoane de bază pe care sper din tot sufletul să reușesc să le obțin. În acest sezon vă puteți alege echipe de câte 5 concurenți. Dar ordinea în care o veți face va fi decisă de șef Cătălin. Cum nu? Ia uite ce îi trece Irinei pe-n cap, așa să arunce pe mine toată vina asta, adică să-mi iau eu înjurăturile. Păi ordinea o să fie foarte simplă, pentru că este exact ordinea de la ultima bandă și farfuriile au fost aceleași și pentru mine și pentru Dumitrescu și pentru Pontea. În felul ăsta, nici Pontea, nici Dumitrescu nu mai au ce să spună. Cea mai drăguță pentru noi a fost farfuria Ioanei. Cu siguranță e un avantaj pentru mine faptul că sunt prima care o să pot să-mi aleg colegii din echipă. Și totodată m-am bucurat foarte tare să aflu că sunt prima. După care a urmat farfuria lui Iani. Ultima, dar nu cea din urmă, a lui Valentin. Un clasament trist pentru mine. Nu mă simt bine, dar privesc și partea bună, sunt aici, ceva le-a plăcut și vreau să demonstrez de ce sunt aici. Ai cuvântul, Ioana. Primul coleg de care am astăzi nevoie în echipa mea. Este Maria. Am de gând să dau mai mult decât sunt eu astăzi pentru Ioana și dacă ar fi să-mi rup gâtul, mi l-aș pune la loc sau aș munci cu capul într-o mână. Da, sunt foarte determinată ca Ioana să câștige astăzi și voi face tot ce-mi stă în putere să ajut. Am lucrat extrem de bine cu ea în fiecare battle în care am luptat una lângă alta, cot la cot. Iani. Eu aleg pe... Mariposa. Bine, bine jucat. Bine jucat, bine gândit. Mariposa, wow. Ce tare. Așa, bravo, Iani. Nu mă așteptam să mă aleagă Iani chiar prima. Mă gândeam că poate o să mă aleagă pentru că ar fi avut nevoie de ceva care să-l ajute cu desertul, însă nu m-am gândit că o să fiu chiar prima alegere. Alegerea lui Iani a fost făcută cu gândul să se ajute de capacitățile ei culinare în ceea ce privește desertul. Mariposa, pentru mine, e
Era opțiune pentru desert, dar aveam altceva în minte înaintea ei. Nu era prima opțiune. Valentin? Primul concurent de care eu am nevoie pentru a termina acest meniu extraordinar este... Mirela. Când mi-am auzit numele Răstidă Valentin și, wow, mai ales prima, deci nu mi-a venit să cred și am fost foarte bucuroasă că pot să-l ajut. Mi-am spus, eu vezi că Mirela a făcut o tartă cu lămâie foarte bună în preselecții. Valentin mi-a spus special, o faci pe aceea, a fost plăcut, a fost frumoasă, o știe șeful și o merită făcută. Ioana, ai din nou cuvântul. Al doilea concurent din echipa mea astăzi va fi Alex Bunea. Pentru că trebuie să vină acasă. Era momentul să vină acasă. Ia uite băiatul meu, uite. Oh, ce frumos, i-ați păstrat. Era momentul să vină acasă. E foarte mișto sentimentul ăsta, să știi că iei parte la ultima bucățică din emisiune, chiar dacă nu ești tu finalistul ăla. Mă bucur că ai echipamentul pregătit. Ai și șut? Normal. La fel ca și cu Maria, mi se pare că lucrăm foarte bine împreună. Pot să-i dau multe, multe lucruri de făcut fără să fiu foarte atentă la el. Mă pot baza întru totul pe el. Ne întoarcem la Iani. Eu aleg pe Alex Mihoc. Hai, mă, dă-ne și nou un zâmbet, mă. Gustul lui nu e gustul meu, dar cu gustul meu, cu planul meu și platingul lui, unde poate să ajute foarte mult, o să fie un ajutor foarte bun. Știu asta deja. O să dau tot ce pot pentru Iani, să câștigăm, să câștige el. Că eu oricum nu mai câștig nimic, dar da, să câștige Iani. O să trag la maxim. Valentin. E o alegere dificilă. În mintea mea sunt două gânduri. Ce să fac? Să o iau prima oară pe Marioris sau să-l iau prima oară pe Cosmin? Pe cine voi pierde dacă voi face alegerea nepotrivită? Am nevoie de... Cosmin. Eu am venit de azi dimineață cu gândul că voi vrea să fac parte din echipa lui Valentin. Berk, eu a fost numărul 3 care am avut în echipa mea, dar Valentin l-a luat și da, am pierdut pe Berki astăzi. Ioana, mai ai 3 alegeri de făcut. Următoarea ta alegere este... Următorul concurent care va găti astăzi alături de mine va fi Raluca. Puțin surprinzător pentru mine, pentru că Ioana a luat tot un cofetar. Tu e desert maker? Da, dar trebuie să se ocupe și de altele. Eu nu mă așteptam ca Ioana să o ia pe Raluca, dar așa le-am și spus, băi, alegeți cu sufletul. Cel mai simplu, să alegeți cu sufletul. Mi-am gândit cumva alegerea colegilor, în primul rând, în funcție de modul în care relaționăm unii cu alții. Pentru că îmi doresc în proba asta să avem o atmosferă cât mai plăcută. Am ajuns și roz. Iani? O să fac ceva ce nu o să mă place. Alegi ce mă stresă. Eu aleg pe Horia. Horia! Hai un pic pe ei! Hai să fim un pic originali. Deep down inside, inside-ul sufletului meu, credeam că o să mă aleagă. Nu știu dacă mă așteptam să mă ia al treilea, după Mariposa și după Alex. Știam clar că la Ioana sau la Vali n-o să gătesc. Mulțumesc. Horia cumva a fost înlăturat, la un moment dat, pentru că părea un pic prea bossy. Dar Horia e un băiat foarte bun. Dacă dai la o parte atitudinea lui prea bossy, chiar e un băiat ok. Și tu, Valentin, trebuie să faci încă o alegere? Am riscat puțin, dar așa, mă bucur extraordinar de mult că pot să o aleg pe Marioris.
Ești, mă! Am avut emoții, scuze. Oricâte conflicte am avut împreună, până la urmă e un bucătar bun și tocmai de asta am și ales. Ce problemă noi am personal, pe profesional, dar în momentul în care noi intrăm în platou și suntem la competenție e altceva, eu sunt profesional, eu nu am nicio problemă. Quiero dar el todo por el todo. Ne întoarcem la Ioana. Nu am nicio șansă să gătesc în seara asta fără urs lângă mine. Este fără urs! A fost o străfulgerare care în același timp era cuplată cu faptul că nu o să gătesc împreună cu Iani, dar n-ai cum să-ți pară rău că lucrez cu Ioana. Arădeanca mea, o să fim doi arădeni în final în aceeași echipă. Iani. Bucătării că au prea multă fantezie. Dacă sunt prea multe în bucătărie, nu funcționează. Eu aleg pe Fabian. Fabian. Este o surpriză. E o surpriză cum a luat, pentru că nu am vorbit așa mult pe aici. E un băiat de treabă, dar... Așa, de la distanță ne-am văzut noi. Fabian poate să faci să prepare mult. Efectiv, suntem ca la muncă aici. Cred că am primit recomandare de la Alex și la jobul ăsta am ajuns eu cumva la nivel de începător. Valentin? Nimeni altul decât Habibi. Nu vreau să similia nimeni pe Habibi, omul care m-a susținut de la început și chiar a crezut în mine, mi-a dat... speranță mereu și m-a ridicat când eram căzut. Ioana, mai ai o alegere de făcut? Am o singură alegere care să funcționeze cu voi, în primul rând. Nu eram foarte convinsă de a cincea persoană pe care o să aleg la mine în echipă. Gândește ca un șef, Ana. Nu vezi că mă și plimb ca un șef, zici că-s nebună. N-are nici plimbă-te și adună-te și gândește-te bine la... Ești șef, Ioana. La fel ca și în cazul celorlalți, am pus pe primul loc relaționarea dintre noi cumva. Ultimul membru din echipa mea din seara asta o să fie Nat. Am fost absolut șocată că mi-au auzit numele rostit, mai ales de Ioana. Mi s-a părut că cea mai armonioasă alegere pentru noi toți ar fi Nadu. O vreau neapărat. Normal. A fost mereu lângă mine. Da, normal. Mihaela e încă acolo, de-abia aștept să vină rândul meu și să o iau. Iani? Eu aleg pe Mihaela. O vreau în echipă? Asta este. N-am ce să mai fac, am judecat puțin greșit. Mare, mare, mare surpriză pentru mine să-l aud pe Iani că mă alege. E sigur? Da. E sigur? Da. Mă vrei aici, e sigur? Da, stai. Simt o presiune foarte mare, deci mi-e frică să nu greșesc ceva, că după aia o să-l am pe conștiință. Am luat pe Mihaela că ea muncește. Spun ceva, ea face. Valentin, ultima alegere. O să-l aleg pe Răzvan. Decid să-l iau pe Răzvan și pentru că s-a descurcat cât de cât bine în competiție și doi, pentru că se poate înțelege cu Marioris în spaniolă. Am fost ultimul ales și sunt fericit. Poate și dezamăgit că n-am fost printre primii, că n-am fost atât de bine evaluat, dar asta e, o să dau totul în probă. Succes! 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 Eu pot să mă duc să aranjez în spate. Te rog să ne pregătești o măsuță drăguță. Gata, asta fac. Vreau să fiu surprins, vreau să văd, vreau să simt, vreau să... aplaud, vreau să mă bucur. Sunt super convins că astăzi voi mânca cu adevărat signature dish-urilor. Astăzi este ziua cea mare. Dacă pentru astăzi nu ești pregătit, ai muncit de pomană. Juriul de astă seară este format din 11 șefi. Marius Tudosie, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Iosif Ștefănescu, Marian Cernat, Cătălin Petrescu, Flavian Dobre, Ming, Nicușor Stan, Andreea Moldovan și Dexter. Mare grijă. Aceasta este lista de invitați, de jurați. Am așteptări uriașe de la ei, ținând cont și de faptul că avem un juriu pretențios care așteaptă farfurii la înălțime, fiind finala 12-a. Întregul servis durează 3 ore și jumătate. După 90 de minute, trebuie să scoateți starterul,
după alte 60 main course-ul, după alte 60 desert-uri. Depinde de tine și de echipa ta, da? Fă-ți echipa să lucreze pentru tine. Așa am învățat eu în viață. Eu treaba mea am făcut-o, am adus, vă dați seama, în fața semifinalei 5 concurenți, 3 în semifinală, 1 în finală. Mai mult de atâta nu am ce să fac. Este greu să mă împart între Ioana și Ianis. Nu pot să spun că am un preferat. Amândoi și-au câștigat respectul meu prin muncă, prin munca depusă în battle-uri, prin farfurile foarte bune scoase la individuală. Ce să vă zic? Aveți grijă de echipele voastre, aveți grijă de echipele, aveți grijă de oamenii voștri și să sperăm că la final o să ne distrăm maxim. Da. Da? O să ne distrăm. Îmi strâns pe toți, pentru că până la urmă lucrurile sunt cam la fel la toată lumea. Le-am explicat foarte simplu. Faceți ceea ce am făcut la battle-uri. Folosiți-vă timpul. Să avem posibilitatea de a repara lucrurile greșite și să nu fim încăpățânați, să mergem cu ideea noastră până la capăt dacă este o idee proastă. Tu trebuie să le explici fiecăruia ce are de făcut. Pe lângă asta, primul lucru pe care trebuie să ți-l faci este să dai drumul la starter. Succes, copii! Mulțumim, chef! Mulțumim! Mulțumim, chef! Spor la gătit! Mulțumesc. Spor la gătit! Mulțumim. Succes, dragii mulțumim. Mei! Succes! Succes și vouă, dragii mei! Mulțumim! Am emoții așa, mi-ar plăcea să câștig chiar așa. Să te arăceam pe la sezon. Câștigăm? Da. Câștigăm? Da. Hai! Hai. Ioana a câștigat! Așa, deci cum te cheamă? Ioana! Și atat! Cum te cheamă? Ioana! Așa! Îmi doresc foarte mult să câștig sezonul 12, ținând cont de faptul că au trecut foarte multe sezoane de când am câștigat ultima oară. Nu am nevoie. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.